Vă salut cu mult drag, prieteni! Suntem în luna martie, o zi minunată, cu cântec de păsărele, cu soare, cu colțul ierbii care crește, cu mugurii care încep să se mărească, explozia naturii de primăvară. Sunt foarte bucuros, iubesc natura mult de tot, iubesc viața afară, viața în mijlocul naturii, viața în grădină, viața în mijlocul plantelor simt că trăiesc, îmi aduce un plus de bucurie și de fericire natura lui Dumnezeu, natura încântătoare. Astăzi aș vrea să vă prezint câteva idei care mi-aparțin, dacă credeți că vă aranjează că sunt bune de preluat preluațiile, dacă nu aveți oricum dreptul să vă trăiți viața cum doriți. Aș vrea să vă spun că mult mai prioritară și importantă este o grădină și locul în care trăiești decât casa în care trăiești. În timpul acesta, cu crize, cu probleme, cu necazuri, cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră, cu această strâmtorare a oamenilor, cu răpirea libertăților lor și cu lucrurile urâte care se anticipează că urmează în lumea noastră, mulți dintre dumneavoastră. Ați dori să vă găsiți o proprietate, a fost chiar un exod. O grămadă de oameni și-au căutat proprietăți la țară, la munte, proprietăți mai retrase, și știu că mulți dintre dumneavoastră întâmpinați probleme cu găsirea proprietății potrivite. Spuneam că vă povestesc din perspectiva mea. Este pur și simplu felul în care văd eu lucrurile și felul în care gândesc. Poate să nu fie foarte bun pentru dumneavoastră, dar pentru mine este extraordinar. Este exact ceea ce cred că este corect și bine: și anume că mult mai important este să ai o grădină pusă la punct, o curte plină de arbuști și un loc frumos în care trăiești. De ce? Pentru că eu iubesc și îmi imaginez, îmi concep viața să trăiesc în mare măsură afară, în natură și nu în casă. Am de lucru pe afară și îmi place să stau afară, să respir aer, să mă bucur de soare și mai ales de diversitatea fantastică a arbuștilor, a florilor, a plantelor întorcându-mi privirea și clătindu-mi ochii cu munții frumoși, cu pădurile, cu pajiștile frumoase, cu răsăritul și apusul de soare care mă umple, mă energizează și mă face fericit. Trăiesc puțin în casă, de obicei dorm în casă, și când mai lucrez la calculator, că sunt nevoit ca să lucrez la calculator, dar nu-mi place statul în casă sub nicio formă. Viața sub acoperiș este un lucru și nesănătos și nefericit. Petrec cât se poate de mult afară, pentru că îmi place afară. Casa, din punctul meu de vedere, este un loc unde să dormi. Nu, să ai un pic puțină căldură, să ai un loc unde să nu te ningă, să nu te plouă și cam atât. Iar când stăm în casă ca să dormim, desigur că o facem cu ochii închiși. Îi întreb deseori pe oameni, voi nu dormiți cu ochii închiși? Și ei zâmbesc, neștiind la ce să se aștepte. Ba da, și eu dorm tot cu ochii închiși, ca atare nu văd nimic ce este acolo, pentru că pur și simplu mă odihnesc. Când deschid ochii de dimineață, trebuie aștept să ies afară, să trăiesc afară. Pentru că e atât de frumos să stai afară. Este și sănătos. În plus, grădina și curtea, este locul în care ai roadele pământului pe care ți le dă Dumnezeu, ceea ce înseamnă pâinea cea de toate zilele mai mult decât pâinea cea de toate zilele o hrană gustoasă, delicioasă pe care puțin și-o și -o permit. De aceea ar trebui în alegerea pe care o facem să căutăm un loc bun cu apă ca să putem să avem o grădină și o curte extraordinară și un peisaj frumos, un loc frumos când ești afară să poți să te bucuri când ai deschis ochii, să fii înconjurat de natura lui Dumnezeu. Desigur, mulți dintre noi am trăit mult timp în orașe. Și în orașe, în mod special, clădirile primează puține spații verzi și colo cât un parc ușor, dar în mare măsură am fost la servici, închisi în birouri sau pe unde am lucrat tot în case sau tot în camere închise și după aceea obosiți de la serviciu, ne-am întors unde? Tot într-un apartament închis acolo. Lumea noastră a fost în mare măsură trăită sub acoperiș și atunci ne-am concentrat în mare măsură pe ceea ce aveam și anume apartamentul de care dispuneam. Și acolo faci, cauți ca să-l înfrumusețezi cât se poate de mult. Când nu mai ai ce face, găsești altceva de făcut, începi să dai gresia jos, schimbi zugrăveala, schimbi tapetul, schimbi mobilierul și așa mai departe. Pentru că asta este tot ceea ce știi. De aceea nu pretind că oamenii se pot schimba cât ai bate din degete, ai ciupi din degete, pentru că nu se face așa ceva. Venim în, să locuim într-un loc liniștit, dar venim în îmbibați. De concepțiile de oraș, concepții care au însemnat foarte mult locul în care trăim, casa în care trăim. Eu nu zic să nu avem o casă confortabilă, nu sunt pentru a ne chinui inutil, dar nici a exagera din punctul acesta de vedere. Când am venit aici, casa arăta foarte rău și e o casă mică, dar pentru mine ajunge, e prea suficient, măcar că uneori suntem foarte mulți în casă, am vizitat ori mulți, sâmbăta ne întrunim pentru adunare și uneori ne strângem peste 30 de oameni. Mâncăm împreună, deci a fost suficientă măcar că are două camere, două camere mari, o bucătărioară foarte mică care de fapt a fost un hol, e foarte mică bucătăria la cât se. Gătește la noi și o băiță, de asemenea, destul de, de mică, cu un beci. Avem și un beci, acest lucru e foarte, foarte bun. Din punctul meu de vedere, un beci bun să aibă casa pentru că îți păstrezi toate pregătirile de iarnă, hrana stă bine acolo și să ai, de asemenea, o sobă foarte bună, o sobă eficientă care să nu consume multe lemne și care să poată să-ți dea căldură pentru iarnă. Restul, un pat confortabil, o masă, un șifonier, ce poți să ai mai mult, ce ți-ai dori mai mult. Restul e viața afară. Se aud poate păsărelele deja, se ved, să ved zările, pădurile care în curând vor înverzi, vor exploda de, 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 de frumusețe și desigur că de dimineața până seara voi găsi bucuria să alerg pe aici. Grădina îți dă hrană, locul frumos unde ești, unde ești te amplasat te bucură, te încântă, trăim și cu frumosul, iar casa este pentru vremuri grele, pentru frig, pentru noapte, cam atât. Eu cam asta-i văd utilitatea, nu știu de ce am face mai mult. Desigur, respect părerile fiecăruia dintre dumneavoastră, dar am vrut să vă împrumut o idee în cazul în care găsiți că este bună. Sper să vă inspir pentru ca să ne aranjăm prioritățile și să nu ne trezim că muncim exagerat de mult pentru lucruri care nu ne trebuie, pentru lucruri care nu ne satură cu adevărat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, prieteni, vă doresc multă sănătate și numai bine.